Stimați colegi, domnul președinte, vă rog frumos să-mi permiteți să încep atunci cu o adnotare care o să clarifice și poziția dumneavoastră și felul în care înțelegem noi prezentarea acestui raport. Aș vrea să vă spun că acest raport, primul raport pe care trebuie să-l prezentăm astăzi, este așteptat de toată lumea și de prietenii unui regim democratic și de adversarii unui regim democratic în Republica Moldova. Dar înainte de asta, ca adnotare, aș vrea să spun că acest raport al Comisiei de Anchetă nu ar fi fost posibil dacă nu ar fi existat susținerea permanentă, continuă, a membrilor Comisiei de Anchetă, domnul Petru Burduja, Radu Marian, Vlad Bătrâncea și democrații Igor Vremea și domnul Ciuboc Nicolae. Înainte de a prezenta, evident, elementele de bază acestui raport, aș dori să apreciez de asemenea, și asta este o procedură pe care toate parlamentele din lume îl face, recunoașterea publică a meritelor celor care au contribuit la scrierea și unui raport important pentru legislativ. Deci avem o apreciere deosebită pentru consultanții care au fost selectați de către Secretariatul Parlamentului, domnul Victor Neaga, Oleg Tofilat de la Watchdog, și domnul Eduard Digore, Casa de Avocatură Digore. În mod special aș dori să mulțumesc susținerii permanente a consultantului superior, doamna Svetlana Sargaidac, care ține de Comisia Economiei, Buget și Finanțe. De asemenea, aș dori să mulțumesc Secretariatului Parlamentului, care au mers în întâmpinarea necesităților pe care le-am avut chiar de la bun început, domnul Igor Clipi, Ana Suruceanu și domnul Adrian Albu, care au oferit tot sprijinul pentru că această anchetă să aibă loc în cele mai bune condiții. În sfârșit, trebuie să mulțumesc faptului că presa de investigație a avut un rol deosebit pentru că a adus subiecte și aspecte pe care posibil nu le vedeam la început. Acum, cu permisiunea dumneavoastră, o să prezint din numele Comisiei de Anchetă raportul de evaluare a modului de pregătire și desfășurare a concesionării întreprinderii de stat Aeroportul Internațional Chișinău și o să rog președintele să mă ofere pentru acest lucru 40 de minute și 30 de minute pentru întrebări și răspunsuri. Dacă fracțiunile acceptă, 40 prezentarea și 30 întrebări răspunsuri? Da, domnul Bătrânge. Da, asta și este propunerea, să aprobăm un regulament, 30-40 de minute pentru raportor și până la 30 de minute sesiune trebuie răspunsuri, deoarece sunt două rapoarte și Parlamentul trebuie să lucreze într-un ritm sporit și propunem să supuneți votului anume acest regulament. Fracțiunile sunt de acord pentru acest raport care îl prezint acum domnul Munteanu. 30-40 prezentarea și cam tot atât întrebări-răspunsuri. O să aveți, domnul Sârbă, o să aveți suficient timp să vă expuneți. Cu propunerea respectivă legată de regulament și timpul acordat acceptată de către fracțiuni. Domnul Munteanu, vă rog să continuați. Mulțumesc foarte mult. Comisia de Anchetă Parlamentară, numărul 51, pentru analiza modului de organizare și desfășurare privatizării și concesionării proprietății publice din 2013-2019, după cum bine știți, a fost înființată prin hotărârea Parlamentului Republicii Moldova la 18 iunie, în temeiul articolului 34-36, Regulamentul Parlamentului Republicii Moldova. Am avut o perioadă de 120 de zile pentru pregătirea acestui raport. Noi suntem cu două săptămâni înainte, dar mai urmează și alte două rapoarte. În scopul stabilit prin hotărârea Parlamentului Republicii Moldova, Comisia a solicitat selectarea și angajarea unui grup de consultanți. În temeiul unei proceduri de achiziții publice transparente, aceștia au fost selectați și angajați. Contractul numărul 185, asta pentru cei care sunt foarte meticuloși în urmărirea acțiunilor noastre. La întocmirea raportului, deputații din Comisie de Anchetă, parlamentari și consultanți angajați de Secretariatul Parlamentului au primit și prelucrat sute de acte, rapoarte, documente, procese verbale și alte acte esențiale pentru obiectul de anchetă din partea agențiilor de stat supuse Guvernului Republicii Moldova. Suplimentar, Comisia de Anchetă a desfășurat audieri pe cauza și subiectul analizat cu foști oficiali, presă, angajați ai statului și alte persoane relevante pentru ancheta parlamentară. Raportul reprezintă opinia comună a deputaților Comisiei de Anchetă Parlamentară numărul 51
în baza analizei de legalitate efectuate de către consultanții independenți și reflexiile membrilor comisiei este prezentat în anexă la prezentul raport, care a fost deja distribuit, este accesibil deja pe site-ul Parlamentului. Pe dosarul concesionării, Comisia de Anchetă constată următoarele. La 28.06.2012, de către Agenția Proprietății Publice, a fost aprobat ordinul numărul 33.1, prim, cu privire la instituirea grupului de lucru pentru elaborarea studiului de fezabilitate în cadrul realizării proiectului de parteneriat public-privat, concesionarea întreprinderii de stat Aeroportul Internațional Chișinău. După instituirea grupului de lucru privind elaborarea studiului de fezabilitate, a fost aprobată hotărârea de guvern numărul 476 din 04.07.2012, care a instituit cadrul legal privind procedurile standard și condițiile generale de selectare a parteneriatului privat. Prin ordinul directorului Agenției Proprietate Publică, domnul Tudor Copaci, din 08.02.2013, a fost aprobat studiul de fezabilitate pentru concesionarea activilor Aeroportului Internațional Chișinău și operarea serviciilor aeroportuare corespunzătoare. Prin hotărârea de guvern numărul 321 din 30.05.2013 a fost aprobate următoarele criterii generale de selectare a concesionarului: mărimea redevenței, perioada concesiunii, capitalul social minimum 30 de milioane euro, experiență în prestarea serviciilor din domeniul aviației civile minimum 2 ani, experiență în concesionarea serviciilor aeroportuare. Astfel, potrivit punctului 2 al anexei, pentru desfășurarea procedurii de concurs, Ministerul Economiei va trebuia să creeze o comisie de concurs formată dintr-un număr impar de membri persoane fizice, numai mic de 7, care trebuia să includă reprezentanții Ministerului Economiei, Ministerul Finanțelor, Ministerul Justiției, reprezentanți ai concedentului, un specialist în economie, un specialist în jurisprudență, etc. Așa, o clipă. Potrivit aceleși hotărâri de guvern, Comisia de concurs desemna cel puțin 5 candidaturi și trebuia să le expedieze invitațiile pentru participarea în concurs conform următoarelor criterii: siguranța financiară a aplicantului, spectrul larg al capacităților tehnice și competență profesională. După desemnarea celor mai bune oferte, Comisia elabora, în cel mult 30 de zile de la data deciziei respective, proiecte de contract de concesiune care ar fi trebuit să întrunească datele prevăzute în caietul de sarcini și îl transmitea ofertantului desemnat învingător. La 14.06.2013, Ministerul Economiei a emis ordin numărul 103, prin care a fost constituită Comisia de concurs pentru selectarea concesionarului activilor întreprinderii de stat Aeroportul Internațional Chișinău. La acest concurs au participat doi ofertanți: Международный аэропорт Внуково, împreună cu compania Внуково Invest și asociația persoanelor juridice Avia Invest SRL, fondată de Хабаровский аэропорт, Коломенский завод și SRL Avia Invest. Comisia de concurs a constatat că prima ofertă nu întrunea condițiile de participare la concurs, pentru că a fost prezentată în limba engleză, iar oferta asociației persoanelor juridice Avia Invest a fost declarată câștigătoare. După semnarea contractului de concesiune numărul 403 din 30.08.2013, Agenția Proprietății Publice, prin ordin numărul 54, a instituit Comisia de Monitorizare a Concesiunii și a aprobat regulamentul Comisiei de Monitorizare a Contractului de Concesiune. La 07.05.2014, mai mulți deputați ai Parlamentului Republicii Moldova, printre care domnul Hadârcă, Săhrăneanu, Arhire, Bodrug și așa mai departe, au depus o cerere de chemare în judecată împotriva Guvernului Republicii Moldova, Agenției Proprietate Publică, privind contestarea actelor administrative care au fost încălcate de către guvern, solicitând anularea hotărârii guvernului numărul 438 din 19.06.2012 cu privire la inițierea proiectului de parteneriat public-privat. Aceștia au cerut de asemenea și anularea hotărârii numărul 321 cu privire la aprobarea concesionării activilor aeroportului. La 01.11.2014, Confederația Națională a Sindicatelor s-a adresat cu o nouă cerere de chemare în judecată împotriva Guvernului Republicii Moldova, Ministerului Economiei și Agenției Proprietate Publică, solicitând anularea procesului verbal al ședinței Comisiei de Concurs din 15.08.2013, prin care a fost declarată câștigătoare oferta depusă de Asociația Persoanelor Juridice. În continuare o să prezint, de fapt, care este situația și argumentarea juridică a studierii tuturor acestor elemente de concurs. Comisia de concurs, instituită prin Ordinul Ministerului Economiei numărul 103 din 14.06.2013, și-a stabilit atribuțiile prin hotărârea de guvern numărul 321. Evaluând activitatea acestei comisii, am constatat următoarele neconformități. Reieșind din prevederile articolului 4 și conținutul proceselor verbale, Comisia nu a asigurat expedierea prin poștă
a invitațiilor fiecărui investitor desemnat și nu a asigurat primirea cererilor de participare, dar a delegat această sarcină importantă a concursului Aeroportului Internațional Chișinău. S-a constatat că această atribuție a fost delegată aeroportului prin Ordinul Agenției Proprietății Publice numărul 31 din 28.06.2013 cu privire la împuternicirea întreprinderii de stat responsabile de secretariatul concursului de selectare. Noi considerăm această încălcare. O altă încălcare admisă de Comisia de Concurs este faptul că, ieșind din procesele verbale ale acesteia, pe ordine de zi nu s-a regăsit subiectul privind asigurarea păstrării ofertelor în safeu securizat. Ori această atribuție era pusă în sarcina Comisiei de Concurs în termenul punctului 4 din anexa 2 la hotărârea de guvern numărul 321 din 30.05.2013. Conform punctului 5 al anexei numărul 2 la hotărârea de guvern, Comisia de Concurs urma să desemneze 5 candidaturi cărora le va expedia invitațiile pentru participare la concurs, reieșind din următoarele criterii: siguranță financiară, capacități tehnice, competență profesională. Analizând conținutul procesului verbal al Comisiei, constatăm că din anexa numărul 1 nu se poate identifica veridicitatea informațiilor prezentate despre fiecare candidat. De asemenea, niciunul din membrii Comisiei nu au efectuat o evaluare a celor 7 societăți selectate. Conform punctului 22 din hotărârea de guvern numărul 476 din 04.07.2012, la concurs au putut participa mai mulți operatori economici care s-au asociat și au depus împreună o ofertă comună, dar erau obligați să prezinte acordul de asociere în formă scrisă. Potrivit hotărârii de guvern numărul 321, fiind cea aplicabilă în speță, la concurs puteau participa doar uniuni de persoane juridice. Astfel, conform acordului operațional comun din 02.08.2013, semnat între Habarovski Aeroport, Colomenski Zavod și AV Invest, părțile au decis să participe la concurs ca un candidat unic, fără a fonda o persoană juridică distinctă pentru participarea la concurs, utilizând în acest scop denumirea Asociația Persoanelor Juridice. În urma analizei ofertei câștigătoare, am constatat că odată cu depunerea ofertei de către această asociație, a fost anexată o declarație din 05.08.2013 prin care se indica că SRL AV Invest garantează formarea capitalului statutar în mărime de 5 milioane de euro, numai târziu de 10 zile de la data propusă pentru semnarea contractului de concesiune. Prevederile punctului 8 din hotărârea de guvern numărul 321 din 30.05.2013 statua că concesionarul va fonda o societate comercială în termen de 60 de zile după semnarea contractului, iar capitalul social urma să a fi de cel puțin 5 milioane de euro. Potrivit legii numărul 534 din 13.07.95 privind la concesiune, articolul 1, alineatul 2, întreprinderea concesională este o formă de colaborare în baza unui contract de concesiune încheiat de stat sau de unitate administrativ teritorială în persoana autorității împuternicite de stat sau de unitate administrativ teritorială cu o persoană fizică sau juridică. Deci, întreprinderea concesională este rezultatul colaborării între stat și o persoană fizică juridică în baza contractului de concesiune și nu putea nemijlocit să semneze contractul de concesiune. Înființarea SRL AV Invest urma să aibă loc după semnarea contractului de concesiune și nu anterior semnării sau organizării concursului. Astfel, SRL AV Invest nu putea să participe prin asociere cu cele două companii, Habarovski Aeroport și SRL Colomenski Zavod, la concurs ca un candidat unic. Reșind din conținutul acordului operațional, constatăm că acest câștigător, Asociația Persoanelor Juridice AV Invest, a fondat până la participarea sa la concurs o societate cu răspundere limitată, SRL AV Invest, fapt ce contravenea legislației. În urma celor enunțate, considerăm că constituirea însă și a persoanei juridice SRL AV Invest, până la desemnare, a viciat, din punct de vedere juridic, contractul, concursul, fiind încălcate prevederile menționate supra. Totodată, potrivit articolul 16, alineatul 2, litera E, din legea numărul 534 din 13.07.95, privire la concesiuni, concesionarul este obligat să lichideze întreprinderea concesională în corespundere cu legislația și contractul de concesiune în termen de 6 luni de la expirarea contractului sau în cazul rezilierii lui înainte de termen. Analizând oferta Asociației Persoanelor Juridice, Comisia urma să constate, Comisia de Concurs, că potrivit acordului prezentat, societatea care trebuia să fie întreprindere concesională fusese înființată până la desemnarea câștigătorului concursului, ceea ce era interzis, potrivit legii și hotărârii de guvern numărul 321 din 30.05.2013. Comisia de anchetă a ajuns la concluzia că părțile acordului nu au avut intenția reală de a investi în modernizarea aeroportului internațional Chișinău și înțelege că acordul prezentat la concurs a fost unul fictiv, fără intenție de producere a efectelor juridice.
Iar odată cu încheierea contractului de concesiune, acordul operațional comun de la 0208-2013 a încetat de drept. O altă încălcare admisă de Comisia de Concurs este stabilirea unui termen de depunere a ofertelor mai mic decât cel prevăzut în legea cu privire la concesiuni, numărul 534, 13 roman din 13.07.95. Conform articolul 10 alineatul 1, termenul de depunere a ofertelor de către solicitanții concesiunii va fi indicat în comunicatul informativ și nu va fi mai mic de 60 de zile de la data publicării acesteia. Conform caietului de sarcini la proiectul concesionar activilor Aeroportul Internațional Chișinău, data limită de depunere a ofertelor a fost indicat 05.08.2013, ora 17, ora locală. Reieșind din conținutul procesului verbal numărul 1 al Comisiei de Concurs, invitația de participare la concursul închis de selectare concesionării a fost expediată către compania SRL UK Comax, Habarovsk, Rusia. Din actele prezentate se constată că SRL UK Comax este doar administratorul Habarovsk Aeroport, cel de urmă participând la concurs în asociere cu SA Kolomensky Zavod și SRL AV Invest. Prin urmare, la concurs nu a participat societatea invitată SRL UK Comax. Totodată, constatăm că niciuna dintre societățile semnătare ale acordului comun nu avea experiență relevantă în concesiunea serviciilor aeroportuare. Ori acest indicator era unul din cele mai importante criterii la selectare concesională, reșind în punctul 6 al anexei numărul 1 la hotărârea de guvern numărul 321. Observăm că Asociația Personală Juridică AV Invest nu și-a asumat responsabilității pentru executarea contractului, deoarece potrivit punctului 2.2 din articolul 12 al acordului operațional comun din 0208-2013, acest acord operațional înceta din data încheierii contractului de concesiune de către SRL AV Invest. Din analiza procesului verbal numărul 4 al ședinței Comisiei de Concurs și oferta depusă de Asociația Persoanelor Juridice AV Invest, constatăm că acceptarea acesteia de către Comisia de Concurs și declararea acesteia ca învingătoare s-a efectuat cu încălcarea flagrantă a legislației în vigoare, având la bază informații false prezentate în cadrul ședinței respective. Astfel, după cum menționam, cererile de participare la concurs au fost semnate de 3 companii, Aeroport Habarovsk, Kolomensky Zavod, Avia Invest. Tot aceste 3 companii sunt cele semnătare acordului descris mai sus. Potrivit punctului 6.1 al hotărârii de guvern numărul 321, în calitate de concesionar pot participa persoane fizice și juridice din Republica Moldova, persoane fizice și juridice străine, uniuni ale persoanelor juridice care au fost desemnate de către Comisia de Concurs. Prin procesul verbal numărul 2, din 26 iunie 2013 al ședinței Comisiei de Concurs pentru selectarea concesionarului, Comisia a hotărât asupra listei companiilor care au fost invitate, acestea fiind cu totul alte companii. Au fost invitate Aena International din Madrid, Aeroport de Paris, Franța, compania Vnukovo Invest, compania SA, UK Comax, Habarovsk, Rusia, Flughafen Wien, AG Vienna, Austria, Heathrow Airport Holdings din Londra și Houston, sistem aeroportuar din Statele Unite. După cum rezultă din prevederile hotărârii de guvern 321, la acestea puteau participa doar persoanele desemnate de Comisia de Concurs. În lista persoanelor selectate de Comisie pentru a participa la concurs, nu se regăsește Asociația Persoanelor Juridice AV Invest, după cum nici nu se regăsește Aeroportul Habarovsk și Kolomensky Zavod. Prin urmare, constatăm că această Comisie de Concurs a acceptat oferta și cererile de participare la concurs a unor companii care nu erau în lista celor selectate de Comisie. Suplimentar, constatăm că acest concurs a fost viciat datorită unor informații false, stricurate intenționat în ședința Comisiei, procesul verbal numărul 4 din 15.08.2013, de către directorul Agenției de Proprietate Publică, domnul Tudor Copaci, care a menționat că la concurs oferta numărul 2 a fost depusă de către Asociația Persoanelor Juridice AV Invest, fondată de AV Invest, SRL și în linie oblică UK Comax. În acest fel, Tudor Copaci a indus în eroare membrii Comisiei pentru menționarea companiei UK Comax, că ar fi depus oferta împreună cu societatea Habarovsk Aeroport, când acest lucru nu s-a întâmplat. În realitate, UK Comax n-a prezentat nicio ofertă de participare la concurs, nicio cerere și nici nu era membru semnătar a acordului operațional comun din 0208-2013. Comisia de anchetă consideră că introducerea companiei UK Comax alături de Habarovsk Aeroport s-a efectuat cu scopul de a induce în eroare membrii Comisiei de Concurs, care urmau să aprobe oferta, iar mai târziu să fie aprobate rezultatele concursului de către guvern, creând impresia unei pretinse legalități în ghilimele. Ori UK Comax a fost una din cele 7 companii invitate anterior.
Cele trei companii au prezentat o ofertă unică, anexând și punând la bază acordul operațional comun. Reșind în spiritul acordului, dar și din intențiile exprimate de semnatari, părțile au considerat necesar de a participa la un concurs cu o singur candidator în calitate de uniune a persoanelor juridice. Problema acestei oferte ține de faptul că legislația Republicii Moldova nu autorizează asemenea participare. Participarea la concurs într-o astfel de formă de organizare sau asociere asociației Avinvest fără crearea unei forme juridice nu era permisă de lege. Ori potrivit punctului 6.1 al hotărârii de guvern 321 din 30 mai 2013, în calitate de concesionar pot participa persoane fizice și juridice de Republica Moldova, persoane fizice și juridice străine, uniuni ale persoanelor juridice care au fost desemnate de către comisia de concurs. Legea numărul 845 din 030192 privind la antreprenoriat, conform dispozițiilor sale din articolul 22, în vigoare, dispunea asupra modului de înregistrare, structură și formă juridică de organizare a uniunilor de persoane, forma cerută expres de hotărârea Guvernului numărul 321, conținând următoarele prevederi obligatorii. Pentru a-și coordona activitatea, scopul creării unor condiții favorabile, anumite întreprinderile au dreptul să înființeze societăți sub formă de asociații, uniuni, concerne care pot forma organizații necomerciale. Reieșind din aceste prevederi legale, dar și a condițiilor concursului specificate în hotărârea de Guvern 321 din 30.05.2013, constatăm că la concursul închis organizat de Guvern pentru concesionarea aeroportului, în afara persoanelor fizice, juridice, autohtone și străine, puteau participa doar uniuni ale persoanelor juridice, constituite și înregistrate în conformitate cu legislația Republicii Moldova, având statut de persoană juridică. Ori acest lucru nu s-a întâmplat. Comisia de concurs a admis la concursul închis și a declarat învingător Asociația Persoanelor Juridice Avea Invest, fără ca aceasta să aibă dreptul de a participa la concurs. Ori Asociația Avea Invest nu era uniunea persoanelor juridice constituită în conformitate cu legislația Republicii Moldova. În ceea ce privește acordul operațional comun, facem următoarele observații. Scopul sau obiectivul semnării acordului era limitat doar la participarea la concurs. Acordul nu reglementa modul în care se vor efectua investițiile prevăzute de hotărârea de Guvern 321 din 30.05.2013, și din partea cărui asociat concret. Acordul era un act juridic din care nu se desprind intențiile reale de a produce efecte juridice pentru realizarea proiectului de investiții. Acesta nu conține modul concret în care se va realiza proiectul de concesiune, după cum rezultat din hotărârea de Guvern 321. Luând în considerare aceste circumstanțe, dar și faptul că acordul înceta, odată cu semnarea acordului, contractul de concesiune, Comisia de Concurs nu putea, nu avea dreptul să accepte oferta în baza acestui acord. Referitor la constituirea întreprinderii concesionale până la înaintarea ofertei și semnării contractului. Se desprinde prezumția că persoanele juridice implicate cunoșteau din start, ab initio, care va fi rezultatul concursului, iar concedentul nu putea să semneze cu această contractul de concesiune datorită faptului că astfel prevedea cu acordul, neglijând cu desăvârșire legile aplicabile. Comisia de anchetă a descoperit, de asemenea, că statutul SRL Avea Invest nu are prevăzută obligația concesională de a restitui activele luate în concesiune din partea statului. Altfel spus, actele de constituire ale SRL Avea Invest nu corespund prevederilor punctului 9.1 din hotărârea de Guvern 321, care impune concesionarului de a restitui activele întreprinderii de stat Aeroportul Internațional Chișinău statului Republica Moldova la sfârșitul contractului. Potrivit punctului 8.2 din hotărârea de Guvern, capitalul social al întreprinderii concesionare urma să fie de cel puțin 5 milioane de euro. Din actele de constituire ale SRL Avea Invest, se atestă că acest capitalul social al acestei la fondare era de 5.400 de lei. Contrar prevederilor punctului 8.2 din hotărârea de guvern 321. Întreprinderea concesională SRL Avea Invest era înființată înainte de organizarea concursului pentru concesionarea activilor și nu prevedea în actul de constituire termenul de 49 ani de activitate și obligația lichidării acesteia după încheierea termenului de concesiune. De asemenea, înregistrarea modificărilor în actele statutare ale SRL Avea Invest a avut loc cu încălcarea prevederilor legale. Analizând actele statutare, am constatat următoarele încălcări. La modificarea componentei asociațiilor SRL Avea Invest din 14.02.2014, prin includerea asociatului TB Team Management, a fost încălcat termenul prevăzut de articolul 16 din lege privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuale, ori contractul de vânzare-cumpărare a părții sociale a fost semnat la 30.08.2013.
Având în vedere că cererea privind înregistrarea modificărilor în actele de constituire ale SRL AV Invest prin includerea în calitate de asociată companiei Tibit a fost depusă cu încălcarea termenului prevăzut de lege, Camera Înregistrării de Stat, în baza articolului 13 litera D, urma să refuze înregistrarea modificărilor ori aprobare decizii privind vânzarea părții sociale din capitalul social SRL AV Invest a avut loc în ședința adunării generale extraordinare. La înregistrarea modificărilor în registrul de stat al persoanelor juridice au fost prezentate acte perfectate în limba rusă, nefiind însoțite de traducerea acestora, contrar prevederilor articolului 8 din lege privind înregistrarea de stat. Astfel, având în vedere că la cererile privind înregistrarea modificărilor în actele SRL AV Invest au fost depuse acte perfectate doar în limba rusă, nefiind însoțite de traducerea acestora în limba de stat, registratorul avea obligația să nu admită niciun fel de înregistrare. Constatăm că ambele hotărâri, numărul 715 și numărul 780 a Guvernului, au fost adoptate prin neglijarea deciziilor Curții Constituționale, numărul 11 din 10.09.2013 și numărul 12 din 19.09.2013, prin care se despunea asupra suspendării acțiunii hotărârii Guvernului 321 și se interzicea expres efectuarea oricăror acțiuni pentru punerea în aplicare a acestei hotărâri. Guvernul, de atunci, practic, prin adoptarea două hotărâri în perioada în care Curtea Constituțională interzicea expres efectuarea oricăror acțiuni de punere în aplicare a hotărârii 321, a neglijat caracterul obligatoriu a hotărârilor Curții Constituționale. Singura sancțiune impusă de lege este declararea nulității hotărârilor de guvern numărul 715 și 718. Aspectele enunțate țin de esența întregului proces de concesiune a aeroportului, urmând a fi verificate respectiv de realizarea concesiunii de către organele de resort. Conform hotărârii de guvern numărul 438 din 19.06.2012, obiect al proiectului de parteneriat public-privat, era întreprinderea de stat aeroportul internațional Chișinău. Potrivit legii numărul 179-16 roman din 10 iulie 2018, prin parteneriat public-privat se subînțelege orice contract de lungă durată încheiat între partenerul public și partenerul privat pentru desfășurarea activităților de interes public fondat pe capacitățile fiecărui partener de a repartiza corespunzător resursele, riscurile și beneficiile. Această lege definește ce înseamnă interes public. Asta înseamnă orice beneficiu ale cărui formă și valoare se determină prin decizia partenerului public obținut în folosul partenerului public, al persoanelor care locuiesc sau activează pe teritoriul Republicii Moldova. Legea numărul 121 definește de asemenea noțiunea de concesiune ca fiind un contract prin care statul cesionează, transmite unui investitor dreptul de a desfășura activități de prospectare, explorare, valorificare sau restabilire a resurselor naturale. Potrivit legislației în vigoare, la momentul adoptării hotărârii de guvern, de competența guvernului ținea aprobarea listei bunurilor de proprietate publică a statului, listei lucrărilor și serviciilor de interes public național propuse pentru concesionare. Prevederi similare regăsim și în legea cu privire la parteneriatul public-privat, articolul 7 din legea cu privire la concesiuni. Prin hotărârea Guvernului numărul 419 a fost aprobată lista bunurilor proprietate a statului de interes public național propuse parteneriatului public-privat. Ca urmare a verificărilor acestor anexe, observăm că aeroportul internațional Chișinău, la momentul în care se pregătea concesionarea, nu se regăsea în listele aprobate de guvern. În aceste condiții, guvernul nu putea să propună aeroportul acest bun pentru parteneriatul public-privat. Totuși, pentru a ne referi la introducerea întreprinderii de stat aeroportul internațional în lista bunurilor proprietate a statului, trebuie să elucidăm dacă, din punct de vedere juridic, aeroportul putea constitui în general obiectul unui parteneriat public-privat. Astfel, după cum am descris mai sus, aeroportul internațional Chișinău este o întreprindere de stat, iar în spiritul legii privind administrarea și deetatizarea proprietății publice, acesta era o societate comercială cu capital public, al cărei capital este format integral din aportul statului și a unităților administrative teritoriale. Aceleși prevederi indică că o societate comercială cu capital public nu putea constitui prin ea însăși obiectul concesiunii. Potrivit aliniatului 1, articolul 15 din lege, obiect al concesiunii pot fi bunurile și serviciile comunale, transport public, drumurile auto de alternativă, centralele termoelectrice, bazele sportive, bazele de recreație, dar nu aeroportul. În aceste condiții considerăm că hotărârea de guvern numărul 438 de 19.06.2012, prin care s-a propus întreprinderea de stat aeroportul drept obiect pentru proiectul de parteneriat public-privat, prin concesionarea acestui contravenea articolul 3 din legea numărul 534 din 13.07.95,
cu privire la concesiuni și articolul 15 din legea numărul 121 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice, fiind astfel supuse condițiilor din nulitate. Cea de două concluzie este că hotărârea de guvern 438 din 19.06.2012 propunea un obiect întreprindere de stat aeroportul internațional Chișinău pentru parteneriatul public-privat fără ca aceasta să se regăsească în lista bunurilor proprietate a statului și a listei lucrărilor și serviciilor de interes public național propuse pentru parteneriatul public-privat. Prin propunerea aeroportului, guvernul de atunci a încălcat grav prevederile articolului 11, litera A, din legea numărul 79, cu privire la parteneriatul public-privat și articolul 6, aliniatul 1, din legea numărul 121, din 04 mai 2007, privind administrarea și deetatizarea proprietății publice. Studiul de fezabilitate care a fost adus în atenția publicului de către Comisia de Concurs indică un anumit calendar activităților ce urmau să fie realizate timp de 7 luni de către concesionar. Dincolo de faptul că acest studiu de fezabilitate s-a făcut cu o viteză extraordinară, timp de 2 luni de zile, de la documentație de licitație, anunțarea concursului și selectarea investitorului, etapele proiectului de investiții prevăzute conform studiului de fezabilitate indica astfel. În faza 1 trebuia să fie investite 40 de milioane de euro pentru dezvoltarea și modernizarea aeroportului internațional. În faza 2 trebuia să fie investite 110 milioane de euro pentru construcții, noi lucrări de expansiune a facilităților și faza 3 se referea la o sumă de 80 de milioane de euro pentru extinderea facilităților existente. Autorii studiului fezabilitate, un element extrem de important în decizia de concesionare a aeroportului, notau că perioada de concesiune este determinată de volumul de investiții care ar urma să fie efectuat. Perioada trebuia să fie suficient de lungă pentru a permite recuperarea investițiilor, plus un profit pentru investitor, dar lua în considerație și posibilitatea reală de gestionare a riscurilor pe o perioadă mai mare de timp. Este de remarcat că această constatare vine fără a avea în vedere introducerea ulterioară în contract a taxei de 9 euro. Modelul financiar descris în studiul de fezabilitate, care a fost pus la baza acestui contract de concesiune, diferă esențial de cel aplicat ulterior, pentru că ulterior a fost introdusă această clauză a taxei de 9 euro. Respectiv și perioada de concesiune de 49 de ani a fost inițial argumentată în studiul de fezabilitate privind necesitatea recuperării investiției de către investitor. Atunci însă când se introduce o taxă de 9 euro colectată de către întreprinderea concesionară din partea tuturor pasagerilor care trec prin aeroportul internațional Chișinău, evident că aceste calcule inițiale nu mai au nicio relevanță. Perioada de 49 de ani a contractului de concesiune este una exagerat de mare. Ori bunurile noi create de către investitorul privat în perioada concesiunii, la expirarea 49 de ani, vor avea o stare de uzură avansată, exploatată la maximum de investitorul privat, iar statul le va primi înapoi exploatate la maximum. Autorii studiului așa și indică că riscul financiar de bază constă în faptul că un prestator de servicii privat nu își va putea recupera investițiile. Dar aceste riscuri sunt total acoperite și compensate chiar înainte de investițiile din fazele 2 și 3, odată cu schimbarea modelului financiar cu includerea taxei de 9 euro în contract. Comisia constată că nu există nicio corelație între modelul economic-financiar din studiul de fezabilitate și modelul economic-financiar decis de către guvern pentru contractul de concesiune semnat de Avia Invest SRL. În concluzie, studiul de fezabilitate nu poate fi invocat ca fundamentare economico-financiară la contractul semnat de Agenția Proprietății Publice și SRL Avia Invest. Pe marginea hotărârii de guvern numărul 321, am constatat următoarele aspecte. În primul rând, constatăm că obiectul concesiunii se referă la activele aflate în gestiunea economică a aeroportului și terenul aferent acestora. Acest lucru vrea să spună că obiectul concesiunii din această hotărâre a fost schimbat sau contravine celui prevăzut în hotărârea de guvern numărul 438. Reamintim că inițial concesiunea avea ca obiect întreprinderea, iar după asta activele. Acest fapt a condus la o schimbare esențială a lucrurilor, de fapt. Prin această abordare, Comisia constată dispariția oricărei legături între prima hotărâre de guvern, 438, din 19.06.2012, și cea de-a doua hotărâre de guvern, 321, din 30.05.2013, fiind întreruptă continuitatea între aceste două hotărâri de guvern. Chiar dacă se indică că cea din urmă este adoptată în baza primei hotărâri din 2012. În consecință, se exclude a priori ipoteza legalității acțiunilor guvernului demisionar la adoptarea acestei hotărâri 321, pe motiv de continuitate. În al doilea rând,
Textul hotărârii analizate utilizează termeni improprii obiectului concesiunii. Ceea ce vreau să spun că au fost neglijate în totalitate prevederile legale în vigoare la momentul adoptării deciziilor acelui guvern. Nici o lege aplicabilă speții nu folosește termenul de concesiune a activelor aflate în gestiune și nu îi definește ca atare. Ca să concluzionăm, putem constata că așa numită transmitere a activelor aflate în gestiunea aeroportului internațional Chișinău nu este prevăzută de legislația Republicii Moldova. Contravine astfel prevederilor articolului 3, legea numărul 534 din 13.07.95 cu privire la concesiuni și aliniatul 2, articolul 17 din legea numărul 179 din 10.07.2008 cu privire la parteneriatul public-privat. Ori obiectul concesiunii, astfel cum este redactat în hotărâre, nu este clar, nu este prevăzut de lege și lasă loc de interpretare extensivă și abuzivă. Referitor la obiectul concesiunii, constatăm că acesta s-a extins față de cel conținut în hotărârea inițială 438 prin adăugarea terenului aferent activilor și excluderea creanțelor și datoriilor. Ca să conchidem din nou asupra obiectului acestei concesionări, ceea ce trebuie să înțelegem, astfel după cum este definit obiectul concesiunii în hotărârea de guvern, este că statul a transmis doar activele, dar nu și activitatea aeroportuară, adică serviciile întreprinderii de stat, aeroportul internațional Chișinău. Ori în contractul de concesiune a fost extins obiectul concesiunii prin adăugarea activilor întreprinderilor de stat și serviciilor aeroportuare. În ceea ce privește scopul concesiunii conținut în punctul 2 al condițiilor, acesta este dezvoltarea continuă a infrastructurii aeroportuare și a calității serviciilor prestate de aeroportul internațional Chișinău. Potrivit articolului 3, legea numărul 121 din 04-05-2007, privind administrarea și deetatizarea proprietății publice, administrarea proprietății publice se efectuează în scopul atragerii în sectorul public al economiei naționale de investiții și asigurări unui management eficient, dezvoltării și concurenței în economia națională. În aceste condiții, putem conchide că atât obiectul cât și scopul concesiunii prevăzute în condiții care contravin hotărârii de guvern, viciază procesul de concesionare. Cea mai gravă încălcare a legii și care a afectat întreaga desfășurare a concursului de concesiune constă în faptul că guvernul a hotărât asupra organizării și desfășurării proiectului public-privat de concesionare în baza unui concurs închis. Potrivit legilor în vigoare la momentul adoptării hotărârii de guvern numărul 321, proiectele de parteneriat public-privat prin concesiune puteau fi organizate doar prin concurs public. Cât privește termenul de 35 de zile oferit candidatul la concursul de concesiune prin hotărâre, trebuie să constatăm că acesta contravine altor prevederi, articolul 10, alineatul 1 din legea privind la concesiuni. Ori termenul de depunere a ofertelor de către solicitanți era indicat în comunicatul informativ că nu va mai fi mai mic de 60 de zile. În condițiile enunțate mai sus, conchidem că prevederile punctului 1 al hotărârii de guvern 321 din 30 mai 2013 privința condițiilor de organizare și desfășurare prin organizarea parteneriatului public-privat prin concurs închis încalcă prevederile imperative ale articolului 15 din legea numărul 121-04-05-2007 prin administrarea și deetatizarea proprietății publice. Acum o să vă rețin atenția asupra aspectelor juridice legate de contractul de concesiune. Contractul a fost semnat din partea concedentului de către directorul adjunct al Agenției Proprietății Publice, doamna Angela Susanu, iar din partea concesionarului de către directorul SRL Avea Invest, domnul Salov Boris. Comisia de anchetă constată existența unor confuzii fundamentale comise de către Agenția de Proprietate Publică între concesionar și întreprindere concesională, care admite contopirea celor doi termeni într-una singură, prin atribuirea denumirii părții concesionar tire întreprindere concesională. Astfel constatăm că SRL Avea Invest a fost constituită și înregistrată la 2 august 2013, potrivit regulilor stabilite de hotărârea de guvern 321, întreprinderea concesională urma să fie constituită după semnarea contractului de concesiune cu concesionarul. Dacă SRL Avea Invest ar fi avut calitate de concesionar conform legii, atunci aceasta urma să fie înființată, să înființeze o nouă companie, care obținea imediat calitate de întreprindere concesională. Aceasta trebuia să fie formată după semnarea contractului de concesiune, în scopul preluării și în folosința bunurilor concesionale, pe un termen limitat, nu pentru veșnicii, urmând să se autolichideze la expirarea termenului concesiunii.
Potrivit articolului 5.1 conținutul contractului de concesiune, volumul investițiilor concesionale, întreprindere concesională, urma să fie de cel puțin 244,2 milioane de euro, în termen de până la scadența termenului de concesiune. Dar etapele stabileau obligația foarte clară a întreprinderei concesionare de a investi în prima etapă 45 de milioane, în a doua etapă 115 milioane, în a treia etapă 83 de milioane de euro. În urma examinării legalității actelor juridice, a hotărârilor de guvern adoptate pe marginea organizării și desfășurării concursului de concesiune, actelor comisiei de concurs, putem ajunge la concluzia că contractul numărul 403 din 30 august este afectat de vicii de ordin juridic și formală, ridicând astfel mari semne de întrebare asupra valabilității acestui act juridic. Pe cale de consecință, Comisia de anchetă consideră că actualul contract de concesiune cu privire la aeroportul internațional Chișinău este ilicit, urmând a fi constatată nulitate absolută de către o instanță de judecată competentă din Republica Moldova. Prin semnarea acestui contract a fost afectat grav interesul public, ordinea publică și legalitatea. La fel, prin introducerea unor informații neadecvate, false, în actele formale întocmite, a fost viciat consimțământul concedentului. Luând în considerație faptul că la verificarea condițiilor de nulitate a unui act juridic trebuie de examinat condițiile premergătoare semnării acestuia, legea aplicată în speță va fi una în vigoare la momentul desfășurării concursului și semnării contractului de concesiune. Care sunt condițiile și temeiurile de reziliere a contractului? Comisia de anchetă constată că la întocmirea contractului de concesiune părțile nu au inclus lista faptelor juridice a căror apariție poate conduce la modificarea clauzelor contractului de concesiune sau la rezilierea lui la cererea uneia dintre părți. Ori aceasta este o violare clară a legislației Republicii Moldova. În aceste circunstanțe, Comisia de anchetă consideră că urmează a fi aplicate normele juridice cu privire la rezoluțiune din Codul Civil al Republicii Moldova. În această ordine de idei, Comisia constată existența două temeiuri de reziliere a contractului de concesiune. Prima, neexecutarea obligației privind asigurarea de răspundere civilă a tuturor activilor concesiunii, cât și față de terți prin intermediul societăților de asigurări din Republica Moldova prevăzute de articolul 28 al contractului de concesiune. 2. Neexecutarea obligației privind asigurarea securității aeronautice pe întregul perimetru cu acces limitat al aeroportului, cât și implementarea unui program de administrare și supraveghere pentru obiectul de concesiune potrivit articolului 12.1, 15.2, 15.3. Prin urmare, drept temei de reziliere, putem considera neexecutarea obligației privind asigurarea de răspundere civilă a tuturor activilor concesiunii, cât și față de terți prin intermediul societăților de asigurări. Un alt temei de reziliere reprezintă neexecutarea obligației privind asigurarea securității aeronautice pe întregul perimetru cu acces limitat al aeroportului, cât și implementarea unui program de administrare și supraveghere pentru obiectul de concesiune. Ținând cont de producerea unor evenimente grave care au fost aduse la cunoștința publicului chiar recent, prin intermediul presei de investigație, constatăm că existența unor riscuri extrem de grave la securitatea aeronautică și a statului. Comisia de anchetă consideră declararea nulității contractului de concesiune un obiectiv imperativ, dictat de apărare și recunoașterea interesului public. Membrii Comisiei de Monitorizare trebuiau să participe obligatoriu în cadrul lucrărilor Comisiei și să asigure continuitatea activității acesteia. Observăm un deficit constant de acțiuni proactive din partea Comisiei de Monitorizare și respectiv o gravă disfuncțiune a Agenției de Proprietate Publică. În cadrul ședințelor, membrii Comisiei de Monitorizare ar fi trebuit să se expună asupra chestiunilor examinate, reșind în competențele atribuite de regulament, iar deciziile trebuiau să fie consemnate în proces verbal. Președintele Comisiei de Monitorizare avea obligația de a raporta Agenției de Proprietate Publică asupra monitorizării executării contractului concesiune. Însă tot el deținea funcția de director al Agenției de Proprietate Publică, ceea ce reprezenta un conflict de interes. Pe parcurs, componența Comisiei s-a schimbat neesențial, rămânând ca membri ai Comisiei mereu unele și aceleași persoane care au participat la Comisia de Concurs și care, de fapt, cunoșteau toate subtilitățile contractului de concesiune. Există astfel, și noi o observăm Comisia de Anchetă, un cerc vicios în care pe tot parcursul anilor 2013-2019 aceleași persoane care au participat la lucrările Comisiei de Concurs pentru desemnarea concesionarului participă și astăzi în calitate de membri ai Comisiei de Monitorizare, acționând în mod concertat, exercitând astfel atât funcții de monitorizare și raportare, cât și funcții de aprobare a rapoartelor de monitorizare. Acest cerc vicios trebuie să fie rupt pentru a îndepărta orice fel de abuzuri. Din analiza efectuată,
Comisia de anchetă constată că Comisia de monitorizare nu a respectat atribuțiile stabilite prin regulament. Observăm că pe parcursul anilor 2013-2019, Comisia de monitorizare s-a convocat doar în 5 ședințe. Nu s-a întrunit în ședințe semestriale, iar procesele verbale nu îndeplinesc condițiile de formă și conținut prevăzute de legislație. Am constatat astfel că procesele verbale conțin doar o banală trecere în revistă a lucrărilor efectuate la întreprinderea la Aeroportul Internațional Chișinău în ultimii ani, neavând la bază o expertizare calificată a unui auditor independent selectat și angajat eventual de către Comisia de monitorizare. Nu s-a verificat dacă sumele de bani raportate sau investite au corespuns tuturor prețurilor de piața lucrărilor și serviciilor. Nu s-a votat ordinea de zi de către membrii Comisiei. Nu s-au făcut dezbatere între membrii Comisiei de monitorizare. Nu s-au făcut recomandări. Toți au acceptat în unanimitate orice a fost pus la dispoziție de către concesionar. Constatăm astfel că pe parcursul anilor 2013-2019, Comisia de monitorizare nu a întocmit rapoarte de monitorizare a contractului propriu-zis de concesiune. Nu a verificat la timp și complet respectarea prevederilor contractuale. La vederea garantării realizării investițiilor din prima etapă a concesiunii, concesionarul era obligat să asigure o garanție cu valoare de 5 milioane de euro cu termen de valabilitate de 3 ani de zile. La data de 30.09.2013 a fost încheiat contractul de acordare a garanției bancare cu Banca de Economie S.A. La aceeași dată a fost emisă scrisoarea de garanție de bună execuție a contractului către Agenția Proprietate Publică eliberată de Banca de Economie S.A. cu numărul 0325. Comisia de monitorizare s-a întrunit, o să reduc un pic din detaliile legate de monitorizare, dar Comisia de monitorizare nu a constatat niciodată, nici într-un proces verbal, neîndeplinirea obligației de investiții în termen asumii de 45 milioane de euro pentru prima etapă concesiunii și aprobă în unanimitate investiția în sumă de 34,277 milioane euro în punctul numărul 2 al procesului verbal, fără a verifica originea, proveniența acestor bani. Constatăm că Comisia de monitorizare a făcut o verificare formală a executării programului de construcții, a etapelor de implementare și a volumului de executare. Constatăm că Comisia de monitorizare nu și-a exercitat atribuțiile de monitorizare concesiunii, nu a documentat, nu a sesizat și nu a informat despre faptul că la data de 29.08.2015, de către concesionar au fost realizate lucrări de modernizare și construcția obiectivelor concesiunii mărimite doar 25% din necesarul lucrărilor ce urmau a fi realizate conform primei etape. Din cuantumul taxei de modernizare de 9 euro, articolul 15.8 din contractul de concesiune, din hotărârea Guvern 780, în perioada de concesiune a anilor 2013-2015, concesionarul a încasat mijloace financiare ca taxe de modernizare în sumă totală de 285 milioane lei. Comisia de monitorizare nu a constatat aceste fapte și nu a atenționat concesionarul că investițiile acestuia parvin doar din prestarea serviciilor aeroportuare. Din analiza efectuată am stabilit lipsa asigurării de răspundere civilă a tuturor activelor concesiunii. O să dau mai multe detalii cu privire la membrii acestui comisie de concurs un pic mai târziu, dar vă rog să-mi permiteți să rezumez oarecum lucrurile importante la finalele, la finalul acestui raport. Concluziile Comisiei Parlamentare de Anchetă. Procesul de concesionare a Aeroportului Internațional Chișinău s-a realizat cu încălcarea prevederilor imperative ale legislației privind modul și condițiile de desfășurare a concursului public. 2. La concurs au fost admise ofertele unor societăți care nu au fost invitate să participe la concurs, încălcându-se astfel regulile de concurs stabilite prin hotărârea de guvern numărul 321 din 30.05.2013. Hotărârile guvernelor care au stat la baza procesului de concesiune au fost adoptate cu încălcarea normelor imperative a legislației în vigoare, fiind astfel afectate de nulitate absolută. Nulitatea acestora urmează a fi constatată de instanțele judiciare competente a Republicii Moldova. Abrogarea hotărârilor de guvern nu înseamnă constatarea nulității acestora. 4. Studiul de fezabilitate nu conține trimitere la interesul statului la inițierea parteneriatului public-privat prin concesiune, oportunitatea concesionării Aeroportului Internațional Chișinău, alternativele la proiect, etc. La elaborarea studiului de fezabilitate nu s-a luat în considerare aplicarea taxei de modernizare, iar studiul de fezabilitate nu poate fi invocat ca fundamentare economico-financiară la contractul semnat de Agenția Proprietății Publice și acest SRL avea invest cu 5.400 de lei pe cont. Contractul de concesiune poate și urmează a fi anulat, fiind afectat de nulitate absolută. Constatarea nulității poate fi solicitată în instanțe judiciare competente. Contractul de concesiune poate înceta pe motivul rezoluțiunii acesteia pentru motive de neexecutare sau de încălcare a obligațiilor contractuale.
Concedentul poate solicita rezoluțiunea contractului respectând formalitățile prevăzute de contract și de legislație în vigoare. 7. Contractul de concesiune poate înceta și pentru un motiv extraordinar, cel al declarării nulității și dizolvării întreprinderii concesionale constituite cu încălcare a prevederilor legale de către instanțele judiciare naționale. 8. Activitatea comisiilor de concurs de monitorizare s-au desfășurat cu multiple abateri, iar acestea urmează a fi verificate atât de către guvern, prin autoritățile sale, cât și de organele de anchetă competente. 9. Taxa de modernizare a aeroportului de 9 euro nu se conține în hotărârea de guvern 321 din 30.05.2013 în dispozitivul acestea, urmând a fi exclusă din obligațiile concedentului de menținerea acesteia în rapoartele de concesiune. Excluderea taxei poate fi efectuată prin inițierea unui dialog cu concesionarul sau prin adresarea unei cereri în instanță judecată competentă. 10. Obiectul contractului de concesiune excede celui prevăzut în hotărârea de guvern 321 prin adăugarea la contract a concesiunii serviciilor aeroportuare. Excluderea acestor servicii poate fi efectuată prin inițierea unui dialog cu concesionarul. Recomandările Comisiei Parlamentare de Anchetă. Prin hotărârea sa privind competența Comisiei Parlamentare de Anchetă, Curtea Constituțională a reținut că, potrivit articolului 36 din regulamentul Parlamentului, Comisiile de Anchetă pot cita ca martor orice persoană care dispune de informații despre vreo faptă sau împrejurare de natură să servească în cercetarea cauzei. În articolul s-a subliniat că funcția Comisiei Parlamentare de Anchetă este de a constata existența sau inexistența faptelor, fără a stabili cu certitudine răspundere contravențională, materială, disciplinară sau penală a vreunei persoane. Respectiv, concluziile Comisiei de Anchetă nu sunt învinuiri, nu reprezintă o răzbunare, ci reprezintă o revenire la normalitate, la cadrul legal și la ordinea constituțională în Republica Moldova. Curtea a statuat că comisiile parlamentare de anchetă nu au abilitate constituțională sau regulamentară de a se pronunța asupra vinovăției sau nevinovăției unor persoane. Concluziile comisiilor de anchetă nu pot conține formulări din care se poate eventual deduce cineva vinovăției unei persoane. Dar este clar că majoritatea procedurilor care stau la bază concesionării au fost viciate. Noi trebuie să facem, evident, o calificare politico-juridică a acestui act. Noi am depus la Procuratorul General o sesizare pe marginea acțiunilor, inacțiunilor aparent ilegale ale unor funcționari și alte persoane pe marginea concesiunii aeroportului internațional Chișinău și am solicitat verificarea existenței elementelor infracțiunilor prevăzute de articolul 46, 327, 332, 328 a Codului Penal al Republicii Moldova în acțiunile persoanelor implicate. Totodată am solicitat măsuri de asigurare asupra bunurilor persoanelor implicate și responsabile de săvârșirea acestor fapte imputate pentru asigurarea reparării prejudiciului cauzat statului, dar și asupra bunurilor rezultate din activitatea infracțională. Drept urmare, a fost începută urmărirea penală și aplicată în privința unei persoane juridice, concesionar, întreprindere concesională, Avia Invest, aplicându-se interdicția de a înregistra careva modificări la Agenția Servicii Publice, Departamentul de Înregistrare și Licențiere. De asemenea, am depus la Procuratorul General o nouă sesizare la 30.08.2019 pe marginea acțiunilor și inacțiunilor aparent ilegale ale membrilor Comisiei de Concurs și altor funcționari pe marginea organizării acestui concurs închis de selectare concesionalului. Drept urmare a acestor sesizări, extrem de importante în opinia mea, a fost împiedicată posibilitatea schimbării asociațiilor SRL Avia Invest în contextul în care în mass media au apărut foarte multe informații cu privire la cumpărare de către Nat Rothschild, beneficiarul NR Investments, a companiei offshore LTD, Comax Avia Aeroport Invest, care deține 95% din capitalul social al SRL Avia Invest. Prin urmare, Comisia vine cu următoarele recomandări către autoritățile statului. Procuratura să verifice modul în care a fost introdusă în anexa numărul 1 din hotărârea de guvern 321 din 30.05.2013 taxa de modernizare, cu ridicarea tuturor documentelor și corespondenței între autorități și avizele la hotărâre. Să ridice toate documentele și corespondența purtată între cei implicați în concursul de concesiune, inclusiv prin adresarea de comisie rogatorii în Federația Rusă. Guvernului. Evaluarea posibilității înaintării unei acțiuni în instanțele naționale privind declararea nulității contractului de concesiune prin înaintarea unor cereri de aplicare a măsurilor de asigurare de sechestru asupra întregului patrimoniu al statului gestionat de Avia Invest, dar și asupra patrimoniului acestuia.
Evaluarea posibilității și oportunității adresării unei cereri de chemare în judecată privind dizolvarea SRL AV Invest de către instanța de judecată în conformitate cu prevederea articolului 87 aliniatul 1 a hotărârii Curții Constituționale a Republicii Moldova în vigoare la momentul constituirii persoanei juridice, deoarece constituirea SRL AV Invest a fost viciată. Ori în speță, persoana juridică a fost constituită cu încălcare legii cu privire la concesiuni. În sfârșit, examinarea posibilității recunoașterii Guvernului Republicii Moldova în calitate de parte civilă, prin depunerea unei acțiuni civile, în cazul în care a fost pornită urmărirea penală pe fapte de scrocherie sau de lapidare a verei străine în concesionarea aeroportului internațional Chișinău. Înaintarea unei sesizări penale pentru verificarea și cercetarea acțiunilor și inacțiunilor membrilor Comisiei de Monitorizare pe parcursul anului 2013-2019 pe marginea activității de supraveghere și monitorizare a executării contractului de concesiune a aeroportului internațional Chișinău, ce ar putea fi încadrate și sancționate conform articolului 327, în speță abuzul de putere sau abuzul de serviciu, articolul 328, excesul de putere sau depășirea atribuțiilor de servicii, etc. Ministerul Economiei trebuie să efectueze un audit complex tehnico-economic asupra investițiilor efectuate de AV Invest în vederea stabilirii valorii reale acestora, precum și la provenienții fondurilor care au fost plasate sau raportate drept investiții directe de către SRL AV Invest, când s-au efectuat aceste investiții, câte încasări s-au obținut din taxe de modernizare, când au fost efectuate investițiile și dacă au fost respectați termenii contractului de concesiune, modul în care au fost cheltuiți banii din taxele percepute din servicii sub aspectul legalității lor. Comisie de monitorizare. Instituirea unei noi comisii de monitorizare, eliminând orice posibile conflicte de interes și probabil aplicarea acestui model și în cazul altor concesionari. Aprobarea unui nou regulament al Comisiei de monitorizare a contractului de concesiune cu indicarea tuturor atribuțiilor comisii în conformitate cu legislația în vigoare și instituirea unui control strict al membrilor Comisiei de monitorizare. Efectuarea de către Comisia de monitorizare a unei expertize independente cu atragerea unor experți financiari, ingineri, cu calificări corespunzătoare pentru a constata situația reală a procesului investițional pe marginea contractului de concesionare. Notificarea concesionarului de a asigura obiectul concesiunii conform articolului 28 al contractului de concesiune. Notificarea contractului concesionarului privind neexecutarea obligațiilor în termenul prevăzut de contractul de concesiune, articolul 5, cu aplicarea penalităților, articolul 22, și avizarea preliminară privind rezilierea contractului, articolul 25.3. Notificarea concesionarului privind rezilierea contractului de concesiune în temeiul articolului 26 al contractului, privind încălcarea obligației respectării securității aeronautice în urma săvârșirii faptelor de trecere ilegală în perioada 14-17 iunie 2019 a frontierei de stat de către deputatul Ilan Șor, persoane cu amenințarea securității aeronautice și a securității statului Republica Moldova. Avem și ultima frază, câteva propuneri de lege referendă pe marginea experienței foarte generoase și bogate în cadrul acestei comisii de anchetă. Articolul 36, aliniatul 1 din legea cu privire la concesiuni, numărul 121 din 05-07-2018, urmează a fi completat cu noi temeiuri de încetare a unor contracte de concesiune, după cum urmează. Și ce, în cazul în care interesul public o cere, concedentul poate denunța contractul de concesiune cu condiția plății unei prealabile și echitabile despăgubiri după constatarea investițiilor care au fost efectuate în obiectul sau proprietatea publică. Vă mulțumesc pentru atenție și îmi cer scuze pentru raportul foarte lung, dar sper că a meritat cauza.